Deschidem Biblia în seara aceasta la Luca, capitolul 22. Voi citi doar câteva versete pe care sunt sigur că fiecare dintre voi le cunoașteți foarte bine. Luca, capitolul 22, de la versetul 31 până la versetul 34. Luca, capitolul 22, deci de la 31 la 34, unde spune Domnul în felul următor. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Isus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori că nu mă cunoști. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Trebuie să spun din toată inima slăvit să fie Domnul și să vă spun că mă bucur să fiu în casa Domnului. Știu că este o zi de joi, veniți de la lucru, venim de la lucru cu o grămadă de probleme, cu o grămadă de frământări, poate cu unele lucruri pe care am reușit să le facem și altele poate pe care n-am reușit să le ducem la bun sfârșit, însă slăvit să fie Domnul că suntem în casa Lui și ne putem bucura de prezența Lui și de Duhul Lui Cel Sfânt. Și aș dori să continui uh, vorbind despre un subiect care de multă vreme îmi stăruie pe suflet, de multe ori citind acest pasaj pe care tocmai vi l-am citit, M-am gândit la ce înseamnă să treci prin sita amăruntă a cernerii. Și eu cred că dacă Dumnezeu ne modelează caracterul în multe feluri. Și veți ști că am vorbit despre modul în care Dumnezeu modelează caracterul nostru, începând cu cunoașterea Lui, începând cu faptul că suntem consecvenți și consacrați Domnului. Vorbeam despre faptul că Dumnezeu ne modelează caracterul în conflictele vieții, ne modelează Dumnezeu caracterul. Mai recent vorbeam despre iertare, modul în care iertarea joacă un rol atât de important în șlefuirea noastră ca să semănăm ca și Hristos. Însă, în seara aceasta aș dori să ne uităm la acest pasaj, care este foarte, foarte bogat, deși nu conține decât câteva versete, așa cum le-ați auzit citindu-se. Aș vrea să vorbim despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul prin cernere. Poate că cineva, citind acest pasaj, să nu fie familiarizat cu procedura de cernere a grâului. Trebuie să fiu onest cu voi, nici eu nu am știut mare lucru despre acest uh, mod de a separa grâul de ceea ce e uh, nefolositor. Și am citit destul de mult despre asta. Este o procedură foarte simplă. Uh, cei care doreau să obțină un grâu, bobul de grâu curat fără pleavă și fără alte impurități, îl supuneau unui proces de scuturare, unui proces care dizloca ceea ce este acel bob de grâu în învelișul lui. Ideea este foarte profundă când vine vorba de Scriptură. Vine Domnul Isus și spune lui Petru, Satan a cerut să vă scuture în așa fel încât, unele lucruri din viața voastră să cadă. Dar eu m-am rugat pentru tine, spunea Domnul, ca să nu cadă, să nu se dezintegreze din viața ta credința. Și în această seară aș vrea să vedem cum folosește Dumnezeu, sau mai degrabă cum lasă Dumnezeu, cum îngădie Dumnezeu ca cernerea să ne modeleze pe noi să semănăm cu Hristos. Pentru că nu uitați, vă rog, scopul nostru principal atunci când învățăm, când trăim cu Hristos, este ca într-o zi, sau cred că ar trebui să spunem așa, în fiecare zi se semănăm mai mult cu Hristos. În fiecare zi, modul nostru de raportare la oameni, modul nostru de raportare la Dumnezeu, modul nostru de raportare la situații, să fie unul care să reflecte uh, ceea ce ar face Hristos. Și cred că cernerea, deși este un proces dureros, este ceva ce contribuie la modelarea caracterului nostru. Aș vrea să încep spunând următorul lucru. Domnul a venit într-o împrejurare la ucenicii lui și în mod particular i s-a adresat lui Simon Petru și a spus, Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca greul. Aș vrea să înțelegem în primul rând că cernerea noastră Adică trecerea prin verificarea, prin această scuturare a vieții noastre, care poate lua forme de încercare, care poate lua forme de uh, uh, suferință uh, fizică, spirituală, psihică și așa mai departe, această scuturare, această încercare a credinței noastre uh, este ceva despre care Dumnezeu știe. Niciodată Dumnezeu nu va fi luat prin surprindere de faptul că noi vom trece printr-o încercare. Ne vom uita în câteva clipe peste acest text. Este foarte important că diavolul, și să nu uitați asta niciodată, nu poate să facă nimic în viața omului credincios fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. Puteți să citiți în consecință acest pasaj cu atenție și să vă uitați și în cartea lui Iov, acolo unde diavolul, unde Satana, a venit la Dumnezeu și i-a cerut voie să-l cearnă, dacă vreți, și pe Iov. Și dacă citiți întreaga carte a lui Iov, veți vedea că Iov a avut parte de o cernere profundă. Viața lui, așa cum o știa el, s-a schimbat în mod radical. Însă în această seară vreau să vorbesc despre Petru, nu așa de mult despre Iov, deși și el face parte orecum din aceeași, același lucru pe care l-a pățit Petru sau prin care a trecut Petru. Aș vrea să vedem cum cernerea poate să ne modeleze nouă caracterul ca să se cu Hristos. Această scuturare, această destrămare, această încercare de a vedea ce rămâne din viața noastră este procesul de cernere. Și aș vrea să înțelegeți, așa cum am spus, diavolul trebuie să aibă acceptul lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Dacă citiți cu atenție, veți vedea că spune Domnul Satan va cerut să vă cearnă. Asta nu înseamnă că Satan poate, vine, poate veni și poate face orice fel de cereri înaintea lui Dumnezeu și aceste cereri îi vor fi aprobate. E foarte interesant că Domnul însă a îngăduit ca Petru să fie cernut. Și aș vrea să înțelegem, așadar, mecanismul, pentru că sunt cel puțin patru lucruri foarte interesante pe care le văd eu în acest pasaj, care vorbesc despre mecanismul prin care cernerea poate să ne modeleze nouă viața spirituală. Și mă opresc la primul dintre aceste lucruri și ascultați, el vine din versetul 31 se loc o discuție între ucenici, vis-a-vis de cine urma să fie cel mai mare. Ucenicii, dacă citiți pasajul dinainte, începând cu versetul 24, zice Biblia că între apostoli s-a iscat și o ceartă, pentru că vroiau să știe care este cel mai mare. Și Domnul Iisus vorbește acolo cu ei, le spune câteva lucruri printre care le spune, voi nu trebuie să vă luptați care dintre voi să ajungă pe o poziție mai mare sau mai înaltă. Neamurile caută lucrul acesta. Voi ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele, spunea Domnul Isus. de aceea v-am pregătit împărăția și în acest context, după ce Domnul le reamintește practic scopul existenței lor și al vieții lor pe acest pământ ca și ucenici ai Domnului, se îndreaptă către Petru și spune așa, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Tu nu știi. Știți de fapt ce spune Domnul Iisus? Simone, tu ești preocupat de niște lucruri pe care le vezi cu ochii tăi fizici și te gândești la ele, dar tu nu știi Că există ceva în realitatea spirituală a vieții voastre care este pe cale să se întâmple. Și din acest verset înțeleg uh, faptul că noi trebuie să fim alerți, să fim precauți spiritual, chiar și atunci când pericolul nu pare că este aproape de noi. Dragi frați, stimate surori, când vine Domnul Isus Hristos și îl avertizează pe Simon Petru și spune Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă. Pentru Simon Petru nu era niciun fel de pericol iminent pentru viața lui spirituală. Tocmai se încheiasă o discuție între ucenicii și Domnul și discuția aceasta dacă, repet, o veți citi cu atenție veți vedea că nu denotă faptul că vreunul dintre ei s-ar fi gândit la un pericol. Și totuși în acest context Aș vrea să înțelegem un lucru și să-l învățăm. Modul în care Dumnezeu ne modelează viața prin cernerea spirituală este că ne face conștient că trebuie să fim precauți spiritual, adică să fim alerți din punct de vedere spiritual, să fim vegheatori și treci, dacă vreți, să folosim o sintagmă biblică pentru că există un pericol spiritual iminent, chiar dacă noi nu îl vedem în acest moment. Nu știu cum priviți voi lucrurile acestea, cât de des poate vă gândiți la acest lucru. Dar viața de credință comportă acest element al surprizei, dacă vreți. Deși pentru Dumnezeu nimic nu este surpriză și nici surprinzător. Lupta spirituală și încercările și testarea credinței. Sunt cel mai adesea momente care au loc fără ca noi să știm în prealabil că ele se vor întâmpla. Tocmai asta este, asta este ideea pe care Domnul Isus i-o spune lui Simon. Simon, satan a cerut să te cearnă pe tine, să-i cearnă pe ceilalți ucenici și ceea ce îți cer eu ție este... Prin faptul că te avertizezi să fii precaut spiritual. Dragi creștini, trăim în vremuri de mare libertate și prosperitate. Dacă ar fi onest să vă întreb în seara aceasta, vis-a-vis -vis de lupta spirituală, și vreau să nu mă înțelegeți deloc greșit, nu vreau să aduc niciun fel de învățături ciudate, nu în spatele fiecărui uh, pom stă câte un duh necurat. Nu în spatele tuturor lucrurilor sunt, eu știu, forțe spirituale. Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că noi suntem angrenați într-o luptă spirituală și noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Suntem noi, Biserica Generației noastre, conștienți că noi suntem angrenați într-o luptă. Pentru că lupta există în sferele cerești, acolo în lumea spirituală este o activitate intensă, la fel cum este și lumea noastră fizică, și Domnul Iisus, în repetate rânduri, ne avertizează vis-a-vis -vis de acest lucru. Cum o face? Fiți vegheatori și treji. Dacă citiți armura, despre armura soldatului roman care vorbește, unde în noul testament se prezintă piesele care compun... Armura unui soldat, veți vedea că acolo există elemente care duc cu gândul la faptul că soldatul angajat în luptă trebuia întotdeauna să fie pregătit. Mă întreb și vă întreb, ca și credincioși, ca și oamenii lui Dumnezeu, oare suntem noi conștienți de realitatea spirituală și a luptelor spirituale care au loc? Pentru că Domnul Iisus vine și îi spune lui Petru, Simone... Vreau să te avertizez. Vreau să-ți spun că există un pericol iminent. Chiar dacă ție nu ți se pare că există. De multe ori când ne uităm la viața noastră, trăim ca și cum totul ar merge bine pentru totdeauna. Că nimic nu ni se poate întâmpla. Credeți că Petru, după această avertizare, și dacă veți citi contextul, vă veți da seama, Că Petru, chiar și după această Avertizarea Domnului Isus. Nu știu dacă și-a pus în mod serios problema pericolului spiritual. De ce? Dumnezeu știe că există un pericol spiritual, pentru că ne spune Biblia că Satan i-a cerut voie Domnului să-l cearnă pe Petru, dar noi deseori, ca și Petru, trăim poate ignorând aceste avertizări. Când zice Biblia să fim treji și veghiatori. Oare ce înțelegem noi în generația noastră? Ce înseamnă să fii treaz și să veghezi în această generație? Te vei gândi că poate cândva ceva o să se întâmple? Domnul Isus îl învață pe Petru și cred că vrea să ne învețe pe noi că precauția spirituală este necesară, chiar dacă nu vezi pericolul iminent. Dacă fiecare dintre noi am avea percepția pe care o are Dumnezeu ca să vedem în viitorul măcar apropiat, Vă spun că viața noastră de credință ar fi complet diferită. Petru, cred că este luat prin surprindere de cuvintele Domnului, care îi spun: Petre, Satan a cerut să vă cearnă. Cred că Petru a făcut un pas în spate și a zis: E un pericol de care trebuie să știu? A cerut să vă cearnă, dragi frați, stimate surori, tineri dragi, aș vrea să spun și să înțelegem acest lucru. Cernerea pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră contribuie la maturizarea noastră, contribuie la modelarea caracterului prin aceea că ne învață să trăim precaut spiritual, să fim alert spiritual. Cred că este strigătul pe care Duhul Sfânt îl are pentru Biserica generației în care trăim noi să ne trezim, spunea unul dintre scritorii Noului Testament, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce cred că este chemarea aceasta? Pentru că noi, în natura noastră și omul în natura lui, când îi merge bine, nu se gândește că există posibilitatea unui pericol iminent. Dar noi ca și copiii lui Dumnezeu, haideți să luăm sfatul Bibliei care ne spune pericolul este iminent. Asta nu înseamnă că trebuie să umbli cu umerii și uitându-te în stânga, în dreapta, în față, spate, non-stop, ci trebuie să fii alert spiritual, treaz din punct de vedere spiritual, să fii gata să poți să stai în fața a ceea ce urmează să vină în viața ta. Petru ne reprezintă pe fiecare dintre noi și fiecare dintre noi seamănă cu Petru. Și vreau să aici, aici să fac înainte de a trece la următorul lucru, doar câteva referințe foarte scurte. Știți că unele din cele mai mari teste spirituale din viața noastră vin adesea prin cele mai obișnuite evenimente cotidiene. V-ați gândit la asta. Una dintre cele mai mari teste ale vieții noastre de credință vin prin momente cotidiene. Țineți minte că tânărul David în timp ce uh, poporul lui Dumnezeu, condus de Saul, era în Valea Terebinților și stătea față în față cu o armata filistenilor, vine tatăl lui David și îi spune lui David, uite, două alimentele astea uh, la frații tăi și adun vești de, 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 la câmpul, de, pe câmpul de luptă. Și știți ce face David? Lasă cele câteva puține oi pe care le avea și se duce acolo unde erau vitejii lui Saul și unde erau și frații lui. Era Eliab acolo și ceilalți frați mai mari lui. Și știți că acea zi obișnuită când David a dus o plasă cu alimente fraților lui și căpetenilor cărora tatăl lui indicase să le ducă mâncarea, era o zi cât se poate de normală. Și David ajunge acolo pe câmpul de luptă și acolo Credința lui David și încrederea lui Dumnezeu are de trecut unul dintre cele mai mari teste, probabil cel mai mare test până la momentul acela din viața lui David. David n-a plecat de acasă în dimineața aceea, zicând, astăzi îl voi omorâ pe Goliat. De fapt, cred că pot să spun, fără să greșesc, David a plecat de acasă fără să știe măcar că există Goliat. Pentru că unele din cele mai mari teste spirituale ale vieții noastre. Vor veni pe calea noastră, și în calea noastră, prin cele mai simple uh, și mici momente cotidiene. Deși a fost înștiințat de Domnul că va fi un moment de cernere, Petru cred că stătea fără prea mult stres. Petru poate n-a înțeles și poate nu înțelegem nici noi acest adevăr mare, dar atât de simplu, că unele dintre cele mai mari momente de testare ale credinței noastre vor veni când te vei duce într-o zi obișnuită la lucru. Când vei ieși în trafic într-o zi în mod obișnuit, când te vei întâlni prin providența lui Dumnezeu cu cineva care are o nevoie mare, atunci va veni una dintre momentele, cele, va fi poate unul dintre cele mai mari momente de testare a credinței tale. Și mai ceva, pentru Petru și pentru mulți dintre noi. O zi care nu promitea nimic a schimbat totul în viața lui. Observați, mergeți cu citirea în același capitol, doar vă voi indica pasajul, începând de la versetul 54 până la 62. Petru spune Biblia că după ce Domnul a fost prins și dus la judecată de către liderii religioși ai vremii, spune Biblia că Petru a urmărit toată această scenă de la distanță și apoi, pentru că nu mai era nimic de făcut, era o zi obișnuită în care Petru, cred că a zis, am făcut tot ce am putut. Pe Domnul l-a prins, îl duc la judecată, se duce și se așează lângă un foc. Pentru că a ră aprozi un foc pentru că era frig noaptea. O zi care pentru Petru nu promitea nimic. A schimbat totul. De aceea, dragii mei creștini, stimați frați, stimate surori, haideți să înțelegem că precauția spirituală este necesară, chiar dacă nu vedem pericolul iminent. Ascultați ce zice Petru. Vreau să vă citesc. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8. Același Petru avea să scrie epistola lui și în această, acest pasaj al epistolei scrie Petru Fiți treji și vegheați! Petru este cel ce vorbește. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Cuvintele sunt scrise mai târziu de Petru. De ce? Pentru că Petru a trecut într-un moment din acesta, când deși a fost avertizat de Domnul Isus, nu știu dacă Petru a înțeles că trebuie să fie precaut, alert, treaz din punct de vedere spiritual și a căzut în această cernere. Vom ajunge imediat la căderea lui Petru, la eșecul lui Petru. Și Petru, după ce Dumnezeu ridică din eșecul lui, Petru vine mai apoi și scrie, ne scrie nouă și tuturor celor ce citesc această epistolă, aveți grijă să nu fiți cum am fost eu în esență. Aveți grijă să rămâneți precauți și alerți. Fiți treji și vegheați. Pentru că diavolul, potrivnicul vostru, dă târcoale. Și îmi permit să adaug între paranteze fără a completa Biblia. Diavolul potrivnicul vostru, paranteze, fără ca voi să vedeți pericolul iminent. Dă târcoale și așteaptă pe cine să înghită. Cum lucrează Dumnezeu prin cernere? Ne învață că avem nevoie de precauție spirituală. Chiar dacă totul pare calm și liniștit. Amintiți-vă pentru Petru, o zi care nu promitea nimic, a schimbat tot restul vieții lui. Doamne ajută-ne să, înțelegem și să fim precauți spiritual, alerți și treci. Al doilea lucru este în versetul 32 și spune Biblia în felul următor. După ce îl avertizează pe Simon Petru despre iminența pericolului, Domnul spune, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc pe scurt, dacă Dumnezeu folosește cernerea ca să ne modeleze caracterul prin înțelegerea faptului că trebuie să fim precauți spiritual, chiar dacă totul pare în regulă, al doilea lucru este că Dumnezeu nu va împiedica neapărat cernerea noastră, dar nu va îngădui să ne pierdem integritatea noastră. Am stat citind acest text de atâtea ori și cred că asemenea mie l-ați citit și voi de multe ori și un gând nu poate să nu-ți treacă prin minte. Doamne, dar de ce l-ai lăsat pe Petru să treacă pe acolo? Dacă ai știut ce se va întâmpla, dacă ai știut care va fi rezultatul cernerii, Doamne, de ce l-ai lăsat pe Petru pe acolo? Și înțeleg că în providența și planul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu împiedică neapărat cernerea noastră, dar Dumnezeu va avea grijă ca tu să nu-ți pierzi ceea ce e valoros în viața ta, integritatea ta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu m-am rugat pentru tine, spune Domnul, ca să nu se piardă credința ta. Poate că ești aici în această seară și în viața ta simți că e scuturat sănătos. Cernerea aceea, aceea e, e foarte simplu, gândiți-vă la o sită pe dimensiuni mai mari în care este pus grâul, bobul acela din care facem făina, împreună cu toate celelalte bucăți care constituie spicul și în cele din urmă trebuie să rămână doar grâul curat, doar bobul care se, se duce apoi să fie măcinat. Și de multe ori ne-am gândit dacă nu ar exista procesul de cernere, n-am putea să ne bucurăm de acel bob de grâu auriu din care iasă făina și pâinea pe care o mâncăm, mai ales noi românii, cu atâta plăcere și în cantități destul de mari. Spiritual vorbind, cred că Dumnezeu îngăduie cernerea noastră și nu împiedică, o face cu un scop, dar în acest proces de cernere, Dumnezeu însuși veghează să nu se piardă integritatea noastră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Aș vrea să fac o pauză aici doar. Știți că așa de rar ne gândim și așa de rar mă gândesc. Chiar dacă îmi place să citesc Biblia și să stau în părtășie cu Domnul, așa de rar mă gândesc la faptul acesta, îi spune atât de frumos Domnul lui Petru, m-am rugat pentru tine. Câți dintre noi ne gândim în viața noastră de zi cu zi că Dumnezeu veghează la binele nostru spiritual? Aș vrea să înțelegem că în cernerea noastră, în procesul acesta pe care Dumnezeu îl îngăduie, Dumnezeu veghează la binele nostru spiritual. Pentru că Hristos este Cel care e mijlocitor între Dumnezeu și noi. Hristos vechează la binele nostru spiritual. Da, e adevărat că El în providența Lui, în înțelepciunea Lui infinită, în suveranitatea Lui ca Dumnezeu creator și ca Dumnezeu care domnește peste întregul univers, dar putea să împiedice procesul de cernere. Ar fi putut să-i spună Domnul satanei, nu, nu ai voie să-L cerni pe Petru. Dar Domnul nu-i spune, Petre, m-am rugat pentru tine ca să nu fii cerșit, Cer, cernut, ci m-am rugat pentru tine ca cei valoros, adică credința ta să nu se piardă. Dumnezeu nu împiedică, deci, cernerea noastră, dar Dumnezeu veghează la păstrarea integrității noastre. De ce? Hristos mijlocește pentru noi. Și mai ceva, am găsit în Scriptură că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite pentru noi. Știți că pentru mine asta e o mângâiere. Când eu îmi epuizez cuvintele. Sau poate cuvintele mele sunt prea slabe. Duhul lui Dumnezeu, care este noi, mijlocește cu suspine negrăite. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are grijă ca noi să nu pierdem ce este valoros. În această cernere pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră, a îngăduit-o în viața lui Petru, El vrea ca noi să nu ne pierdem integritatea. Știți că de multe ori, când trecem prin încercări, avem aceeași întrebare și spunem, Doamne, de ce? Doamne, cât mai durează? Cum pot să ies din situația asta? De ce tocmai eu? Sunt toate întrebările pe care le punem de multe ori. Dumnezeu nu ne dă răspunsul de ce trebuie să trecem pe acolo. Poate ești aici în seara aceasta și viața ta sau familia ta are parte de acest proces de cernere. Și te întreb, Doamne, dar de ce? Poate că nu sunt în stare să-ți spun de ce. Pot să spun că în acest proces Dumnezeu va veghea ca să nu pierzi ceea ce este valoros în viața ta, integritatea ta. Pentru că El mijlocește pentru tine. Duhul Sfânt, când tu te rogi, mijlocește cu suspină negrăite. Pentru mine asta e atât de încurajator să știu când eu ajung la capătul resurselor mele. Îmi fac partea mea, mă rog, strig la Dumnezeu. Și știu că de multe ori răspunsul pe care l-am dorit nu îl primim. Dar știu că Dumnezeu, găsesc mânghiere în faptul că Dumnezeu nu va lăsa. Chiar dacă nu împiedică cernerea, Dumnezeu nu va îngădui să-mi pierd integritatea mea. Pentru că e foarte important acest lucru. Integritatea vieții tale spirituale este construită pe credința în Dumnezeu. Dacă n-ar fi credința în Dumnezeu, N-ai putea să-ți construiești nimic din viața ta spirituală. Domnul Iisus îi spune lui Petru, nu m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu-ți pierzi stima de sine sau eu știu ce alt lucru. Încrederea în forțele proprii, deși vom ajunge pe final că o pierdu Petru în cernerea lui, ori să destrăma niște lucruri din viața lui și când noi suntem cernuți, și din viața noastră se destramă unele lucruri, dar veți vedea, Că se destramă lucrurile care nu aparțin acolo. Domnul îi spune lui Petru: M-am rugat ca integritatea ta să nu se piardă. Deci, cum folosește Dumnezeu cernerea în modelarea caracterului, ne, ne învață precauție spirituală. Dragi frați, stimate surori, Haideți să ne punem în inimă dorința aceasta, să fim treji și vegheatori. Poate pericolul nu este iminent. Poate vei zice, din punct de vedere spiritual, mă simt bine, nu văd niciun pericol. Cu percepția mea nu-mi dau seama că ceva se întâmplă. Nu uita că în sferele cerești se întâmplă lucruri și Hristos vine și ne spune, fiți treji și vegheați. De ce? Pentru că același Petru care a trecut pe drumul ăsta ne zice diavolul dă târcoale, coale de cuvinte fără veste. Pericolul e acolo. Tu trebuie să fii pe recepție, să fii treaz când se întâmplă doi. Dumnezeu chiar dacă va îngădui să fii cernut, Dumnezeu nu va îngădui să pierzi ceea ce contează în viața ta. Și aș vrea repede să trec la următorul lucru, în partea a doua a versetului 32 mai este ceva foarte frumos și mi-a plăcut așa de mult citind și studiind acest pasaj. Îi spune Domnul, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, dar nu doar atât. Scopul pentru care tu, Petru, trebuie să treci pe acest drum este că atunci când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Când ai integritate spirituală, pe care Dumnezeu te ajută să ți-o păstrezi, asta îți va da autoritatea de a întări pe cei care sunt slabi. Și aici vreau un pic, dacă îmi permiteți, citind și studiind pasajul ăsta, m-am gândit la primii doi copii ai primei familii, Abel și Cain. Țineți minte jertfele pe care le-au adus ei înaintea lui Dumnezeu? Țineți minte atitudinea lui Cain, care când a văzut că jertfa lui n-a fost primită de Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu a fost părtinitor, ci pentru că inima și motivațiile lui Cain n-au fost cum trebuiau. Biblia spune că Cain s-a ridicat împotriva fratelui lui și l-a omorât. Și apoi, când Dumnezeu îl întreabă: Unde este fratele tău? Știți care este răspunsul care răsună șocant în istorie de atunci și până în prezent? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și sunt aici să vă spun că da, noi ar trebui să fim păzitorii fraților noștri. Cum? Păi, unul dintre mandatele și responsabilitățile noastre este să avem grijă unul de celălalt. Și Domnul îi spune lui Petru, Petre, când tu te vei întoarce la Dumnezeu, după ce procesul de cernere va fi fost terminat, tu îi vei întări îi vei îmbărbăta pe frați citiți-vă rog frumos chiar vă rog să citiți epistolele lui Petru Petru nu scrie foarte teologic scrie lui, scriele lui Petru diferă radical de scriele lui Pavel pentru că Pavel are multă teologie profunzime Petru are mult suflet multă inimă în ceea ce scrie știți de ce? n-am nicio îndoială Că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a modelat în viața lui Petru vin sau au venit ca urmare a cernerii lui. Când Petru scrie epistolele lui, scrie ca un om care a trecut pe acolo și care pune preț. Uitați-vă cât de mult accent pune Petru în scrierile lui și nu am timpul acum să citez, dar citiți epistolele lui, sunt foarte ușor de citit și foarte frumoase, veți vedea cu cât drag vorbește Petru despre un lucru. Vorbește despre mai multe, dar unul dintre ele, știți care este? Petru pune accent mult pe relația dintre noi ca și frați și surori în Domnul. Știți de ce? Pentru că Petru a înțeles că odată cu cernerea lui și eșecul lui, ridicarea lui, i-a dat autoritatea și puterea ca să aibă compasiune față de cei ce erau mai slabi. Petru avea să fie omul care într-o zi urma să uh, fie stâlpul bisericii, dar era acel lider slujitor. De fapt, eu cred despre Petru că era slujitor înainte de a fi lider. Or mai fost și alți oameni lui Dumnezeu care au trecut pe acolo. Marele Apostol Pavel, țineți minte despre, de, despre modul de convertire. S-a predicat recent aici, în biserica noastră, despre convertirea lui Saul din Tars. Dar nu știu dacă, citind epistolele scrise de Pavel, ați remarcat un lucru foarte interesant. Pavel, întotdeauna, se vede pe sine însuși ca fiind cel mai mare dintre păcătoși. Deși Dumnezeu l-a ridicat, l-a făcut apostolul neamurilor, i-a dat o misiune pe care n-a avut-o nimeni dintre apostoli. A scris o bună parte a Noului Testament. Dumnezeu l-a folosit în mod excepțional pe Pavel. Știți cum își începe Pavel, totdeauna, epistolele lui, aproape în fiecare situație? Pavel, în virgulă, rob al lui Hristos. Știți ce a, ce -a trăit Pavel? Saul, după convertirea lui, a pus preț pe integritate și asta e o dată autoritate. Și acum la noi, doar un lucru, dragii mei, când noi ne păzim integritatea în cernere și ieșim cu ea intactă, asta ne va da autoritatea să fim sprijin pentru cei slabi. Te poți ruga pentru cel care e mai slab ca tine. Poți să ridici cu o vorbă bună pe cel care este căzut. Poți să fii o mână întinsă Spiritual pentru cel care este căzut. Asta înseamnă să-ți pese de fratele tău. Și dacă vreau să transmit ceva, e inima lui Petru, care după ce a avut eșec, după ce a avut zdrobire, și s-ar putea spune foarte multe lucruri, a trecut prin eșec, a trecut prin zdrobire, dar Petru, când s-a ridicat de acolo, zice Biblia. Citiți voi, vă din, din. citiți voi întregul pasaj, dar vă citesc doar faptul că după ce a, a venit slujnica la el și a spus și tu ai fost cu Hristos, cu Isus, zice Biblia că s-o lepădate, el s-o blestemat. Și pe urmă și-a adus aminte de cuvintele Domnului, care a zis Petre, nu o să cânte cocoșul de trei ori. Și tu te vei. Nu o să cânte tu de trei ori, te vei lepăda de mine. Și zice Biblia că a plâns cu amar. Eșecului, zdrobirea lui, a produs un petru, o compasiune față de oameni. Și aș vrea să închei cu ultimul lucru în această seară. Cum folosește Dumnezeu procesul acesta de cernere ca să ne modeleze, ca să semănăm mai mult cu Hristos? În primul rând, a spus că ne învață să fim alerți, să, fim, să avem o percepție spirituală de om treaz, chiar dacă pericolul. Credem noi că e prea departe de noi ca să ne facem griji. Am spus apoi în al doilea rând că Dumnezeu, deși ne-ar place, ne-ar plăcea să, să împiedice cernerea, Dumnezeu nu cernerea o împiedică, ci ne împiedică pierderea integrității noastre. Și apoi am spus faptul că atunci când noi ieșim din procesul acesta de cernere, asta ne dă autoritatea să îi pe cei slabi. Și un ultim lucru, versetul 34, spune Domnul Isus: Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori că nu mă cunoști. Cernerea va lua din viața ta doar acele lucruri pe care n-ai vrut să le lași pe cont propriu. Ce avea Petru? Am stat de multe ori, m-am gândit, am citit. Ce avea Petru în viața lui la care nu vrea să renunțe? Că poate cineva își pune această întrebare și zice Bun, bun, dar totuși Petru, în procesul ăsta de cerne, da, a fost zdrobit, a înțeles ce înseamnă să te lepezi de Hristos, a înțeles ce înseamnă plânsul pentru recunoaștere, dar ce-a pierdut Petru? Vreau să vă spun că cernerea pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră va lua din viața noastră, din viața ta, din viața mea, doar ce nu ai fost tu dispus să lași singur. Unul dintre lucrurile care iasă clar din Biblie este chiar ceea ce spune versetul 33. Am, am sărit peste el în citire. După ce Domnul îl înștiințează pe Petru, știți ce spune Petru în versetul 33? Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și spune Petru la un moment dat aceste cuvinte și vine momentul grădinii Ghețimani, când Domnul Iisus se duce să se roage de o parte și împreună cu el, ia pe câțiva ucenici, Știți cine era între acei puțini ucenici? Iacov era acolo, Ioan era acolo și Petru. Și spune, rămâneți aici și rugați-vă, vegheați și rugați-vă, eu mă duc un pic mai departe și mă rog. Și zice Biblia, când a venit înapoi Domnul, i-a găsit dormind. Știți pe cine l-a întrebat de som? A zis, Petre, un ceas n-ai putut să veghezi? Ai spus că ești gata să mor pentru mine. Ai spus că ești gata să mergi în temniță cu mine. Ți-am cerut doar să stai o oră treaz și să te rogi. Cred că ceea ce a pierdut Petru prin cernere uh, și-a pierdut încrederea în propria lui spiritualitate. Cred că Petru, asemenea multora, poate din generația noastră, avem o încredere poate excesivă în propria noastră spiritualitate. Pentru că cuvintele lui Petru spun cam asta, indiferent de ce fac ceilalți ucenici, Doamne, tu poți conta pe mine. Și am auzit chiar unii predicatori care afirmă sus și tare că Dumnezeu poate să conteze pe mine. Vreau să vă spun ceva. Ar fi nu lipsit de aroganță să faci o afirmație de felul acesta. Oare credem noi că Dumnezeu chiar poate conta pe noi? De câte ori Dumnezeu ne-a dat un lucru de făcut, poate unul singur, și am eșuat. De câte ori Dumnezeu ne spune clar ce avem de făcut și poate eșuăm. De câte ori citim în Scriptură, de câte ori ne luăm noi angajamente față de Dumnezeu și eșuăm. Cred că în cernere. Din viața lui Petru a fost luată această încredere în propria lui spiritualitate. Și în cernere Petru și-a pierdut această mândrie și acest orgoliu al faptului că poate totuși sunt un pic mai bun decât toți ceilalți ucenici. Doamne, eu cu tine sunt gata să mor să merg în temniță dacă trebuie, nu știu dacă ceilalți o să o facă, nici nu e așa de important, dar pe mine poți conta. Așa să vă spun ceva, dragii mei, E o atitudine păguboasă pentru viața spirituală. Mai degrabă ar trebui să avem atitudinea, Doamne, eu stau în picioare, pentru că e harul Tău că stau în picioare. Și dacă astăzi sunt aici și sunt în picioare, e harul lui Dumnezeu. Nu este meritul meu. Cred că lecția pe care am învățat-o Petru a fost că trebuie să lase în cernere niște lucruri pe care de la sine nu le putea lăsa. Nu știu care sunt lucrurile pe care noi ar trebui să le scoatem din viața noastră. Și poate Dumnezeu ne dă ocazia să o facem, iar dacă nu, s-ar putea ca Dumnezeu să o facă oricum prin cernere. Aș vrea să vă provoc în această seară, încheiind acest mesaj, cu dorința sinceră din inima mea, Doamne, ajută-ne să înțelegem că atunci când vom trece prin cernere, ar trebui să învățăm și să fim modelați în caracterul nostru, în gândirea noastră, în mentalitatea noastră, să înțelegem că cernerea ne învață. Ne punem postura să fim alerți spirituali. Ne punem postura să înțelegem că Dumnezeu, deși ne îngăduie să trecem pe acolo, El, Dumnezeu, veghează să nu ne pierdem cei mai valorosi în viața noastră. Să nu uităm că cernerea nu va lua din viața noastră lucrurile care sunt valoroase. Tot așa cum în procesul de cernere al grâului, grâul rămâne în sită, pleava este luată de vânt, tot așa în cernere. Ce este valoros rămâne. Dar s-ar putea ca în viața noastră să fie lucruri care n-au valoare și de care noi să ținem, totuși, mai mult decât ar trebui. Și atunci, procesul cernerii pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața noastră decantează ce este valoros față de ceea ce nu este valoros. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și caracterul nostru să fie modelat, să semănăm în fiecare zi mai mult cu Hristos, Chiar dacă va trebui. Să trecem prin sita cernerii. Amin.